Bună, stimați prieteni, sper că sunteți bine. Rog să-mi confirmați dacă se aude. Funcționează? Sau nu prea? Ah, Natalia, merci. Саша, привет. Надеюсь, все хорошо у Стопхама. Колеги, только мы акум дискушируем пына... Мерси, Волга. Пына дискутат деспре субъектели, на которые я вроде фак референция, eram chiar cu toți pretorii, direcția comunală locativă, direcția transport și ceilalți responsabili să discutăm despre programul de curți de blocuri în municipiul Chișinău. Suntem pe ultima sută de metri de definitivare a necesităților de intervenții. Aici vorbesc despre carosabil, trotuare, gropile, care sunt multe. Terenuri de joacă, terenuri de sport. Urmează să revenim cu detalii în acest sens. Maria, să trăiți. De fapt, am vrut foarte succint astăzi să mă refer la alte subiecte importante care sunt. Și să vă anunț că acum colegii de la Sănătate împreună cu managerii instituțiilor de sănătate urmează să meargă la Parlament ca să discute mai multe subiecte. Cum mă simt? Mă simt în COVID, încă sunt acasă, sunt izolat. Astăzi de dimineață de vreme foarte am fost și am dat o serie de analize, teste. Sper că situația se ameliorează și sper că cei care au virusul acum se fac cât se poate mai repede, iar cei care nu și încă n-au contactat virusul în această perioadă să reușească să se vaccineze, dacă evident doresc acest lucru, și să aibă această posibilitate. Bine, în fine, în linii mari am vrut să comunic ce fac colegii noștri la Parlament. În primul rând vreau să solicită suportul deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, așa cum s-a întâmplat în cazul Pirolizei, în cazul soluției pentru stația de depurare, indiferent de coloratura politică, practic toți cei care nemijlocit au fost în comisia de profil, au susținut subiectul legat de necesitatea de intervenție pe partea de diminuarea nămolului din stația de depurare. Asta s-a întâmplat la Parlament, după care s-a întâmplat la grupul intersectorial care ia decizii pe FEN și Primăria Municipiului Chișinău, un proiect care este pregătit de mai mult de un an de zile, urmează să beneficieze de 60% de suport pentru soluția asta ecologică, pe de-o parte, pe de-altă parte, tehnologică pentru diminuarea numărului de nămol de la 100 de metri cubi pe zi până la 10-15 metri cub prin sistemul de piroliză. Eu sper că putem avansa în această privință. La fel, dacă este să mă refer foarte succint, vreau să mulțumesc deputaților în Parlament pentru suportul când a fost nevoie de decizie pe partea de transport public în municipiul Chișinău, trolebuzele de la Riga, avem rezultatele sondajelor interne și ele sunt foarte pozitive în acest sens, deci chiar dacă este transport la mâna a doua, nu prea multă lume chiar și-a dat seama de acest lucru, ținând cont de faptul că standardele de calitate sunt foarte bune în acest sens, iar o unitate de transport ne costă de 10 ori mai ieftin decât una nouă pe care am procurat-o. Sunt toate asigurate standardele, inclusiv climatizoarele care funcționează, confortul, dar și multe alte lucruri. Acum este foarte important că avem și o decizie a comisiilor de profil, cum ar fi cea economică și cea juridică,
pe partea de procurare de transport prin negocieri directe pentru transportul de mână a doua. Autobuze, ați văzut, sunt Volvo, Mercedes, MAN de la 25.000 de euro până la 50.000 de euro, în dependență de ani, de normele de exploatare, dar în conformitate cu standardele europene, în capitalele europene. Eu am rămas un pic surprins de conferința de presă pe care am văzut-o ieri. Nu mi-am închipuit că cineva de la PAS, sper că nu este poziția oficială a partidului în acest sens, pentru că altfel nu mi-aș putea explica, ca să dăm 50 de milioane să îmbogățim pe vreun gospodar acasă aici la transport, să le dăm la ăștia de la Maxi Taxi sau nu știu cui, este absolut irelevant, iresponsabil și imposibil de făcut acest lucru. Dacă va investi, primăria va investi în transport care va fi un serviciu public, așa cum se face în toată Europa, așa cum se face absolut peste tot, soluția pe care a prezentat-o ieri, să zic, cineva din partea unui partid politic, nici nu vreau să atribui pentru toată lumea acest lucru, pentru că mi se pare absolut irelevant. Deci, nu cred că este corectă și sper că a fost una emotivă și atcatul pentru care eventual a fost această poziție publică făcută n-a fost dat și se va uita și nu va mai fi pusă pe tapet. Acum, revenind la Parlament, cred că vor fi colegii mei în direct în acest sens. Sunt câteva subiecte pe care vreau nemijlocit să le punem în vizor. Primul lucru ar ține de vaccinare. Ceea ce ne dorim este cu adevărat ca în acest sens, în această etapă pedagogică, cadrele didactice, în special zona vulnerabilă din Chișinău, cei care sunt în vârstă înaintată, să fie vaccinați în primul rând, prioritar. Acum, cu toate deficiențele care sunt, știu că sunt foarte mulți oameni nemulțumiți de faptul că lecțiile se fac online acasă, dar sănătatea publică este mult mai importantă în acest sens. Trebuie să diminuăm din aceste riscuri. Ați văzut care sunt regulile în Paris, ați văzut care regulile sunt în Germania, în România, aici nu foarte departe, și în alte părți. Deci, haideți să fim cu toții cât se poate de înțelegători. Înțelegem că e o situație nu plăcută deloc. Eu personal văd cum aici fac ședințe, de cealaltă parte copiii mei fac ore, undeva mai avem să încurcăm mesajele. Sper că nu le iau pe ale mele și nu le transmit eu pe ale lor, colegilor. Dar, în fine, ceea ce vroiam să zic, primul lucru pe care îl vom solicita la Parlament este ca, în acest sens, cadrele didactice din municipiul Chișinău, în special cele cu grad sporit de risc, deci învățământul primar, gimnazial, liceal, să fie făcut și în instituțiile preșcolare în regim prioritar. Acum oamenii stau acasă, ar fi foarte bine ca autoritatea centrală, și am făcut aceste demersuri în ministerul, să reacționeze și să găsim o soluție cum putem avansa în acest sens. Doi, evident că ne dorim o legitimare foarte clară a sistemului de monitorizare la domiciliu a tuturor celor care sunt în tratament la domiciliu. Repet, registrul COVID-19 care funcționează în baza unei platforme Jira, este dezvoltat de către colegii noștri, este un serviciu gratuit, inclusiv de către comunitatea internațională care ne-a oferit acest sistem. Este un sistem foarte simplu de monitorizare la distanță, prin intermediul medicului de familie. Deci sunt transmise cu o periodicitate anumită pe parcursul zilei informațiile de bază. Am arătat cum sunt aceste informații transmise, dar trebuie să fie integrat cu sistemul existent și să nu existe blocaje în această privință. Pilotarea registrului a fost coordonată cu Agenția de Guvernare Electronică și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, iar accesul datelor se face prin intermediul serverilor iCloud din subordinea STIS-ului. Și este foarte, foarte important ca acest lucru să-l putem face împreună, coordonat, și să nu existe impedimente în acest sens. Următorul lucru care este foarte, foarte, foarte important, ține nemijlocit de finanțarea de către CNAM
prin cost ratat în afara sistemului de energie a cazurilor COVID-19, cu includerea tuturor cheltuielilor. Am zis că astăzi sunt probleme în acest sens, am discutat cu deputații și sper foarte mult că subiectul poate fi soluționat, plus să fie asigurate procurări directe prin derogare pentru instituțiile medico-sanitare publici a echipamentelor medicale și preparatelor esențiale pentru tratamentul pacienților cu COVID în perioada pandemică în acest sens. Și nu în ultimul rând, ceea ce am vrut să arăt, ceea ce am discutat și la CSS, este vorba despre acest aparat care se numește pulsoximetru. Eu îl utilizez de câteva ori pe zi. Eu l-am procurat, dar ziceam împreună cu cei de la medicina de asigurare să vedem dacă există posibilitatea să fie făcut în nemijlocit cadrul poliției de asigurare sau să vedem dacă putem să ne orientăm pe un program municipal. Eu cred că în condițiile în care avem COVID și încă nu foarte clară strategia pe partea de vaccinare, avem nevoie de aceste lucruri. Este vorba despre termometru, pulsoximetru și aparatul de măsurare a tensiunii. Practic, în fiecare casă, dacă pacienții se tratează la domiciliu, de dorit să fie acest lucru, evident că la această etapă nu este posibil pentru toți. De asta am făcut acest demers către Parlament și către Guvern să vedem dacă putem include în medicina asigurată acest lucru. Dacă nu, să vedem cum putem avansa pe partea de soluții. Cine dorește, acela se vaccinează. Cu certitudine, stimați colegi, cine dorește, acela se va vaccina. Important să avem posibilitatea să le oferim acest lucru, acest vaccin. Și asta ne dorim. Domn primar, aș dori să întreb, în grădiniță nu există COVID, numai la școală este... Incidența în grădiniță este una mult mai scăzută decât la instituțiile de școală. Dar știți, avem păreri diferite, avem oameni mulți, avem oameni diferiți, unii condamnă, ceilalți ne roagă să deschidem. Haideți să fim cât se poate de înțelegători în această privință, să avem grijă și de medici, să avem grijă și de profesori, să avem grijă și de noi. De cealaltă parte, ați văzut că putem discuta diferit, am avut amenzi foarte multe în această săptămână, dar na. În teren, oamenii oricum ies, se plimbă de la supermarketuri și terminăm cu Horeca și nu toți respectă regulile, spre mare regret. Eu vreau să vă doresc multă sănătate, să le doresc colegilor productivitate la Comisia Parlamentară și sper să găsim înțelegere în rândul tuturor deputaților. Repet, nu ne interesează culoarea politică astăzi, a celor care iau unele sau altele decizii, ele trebuie să fie orientate pentru oameni. Și oamenii asta așteaptă. Sănătate multă tuturor și vreau să le mulțumesc colegilor mei de la Parlament care au organizat această ședință. Sper să fie una rezultativă. Sănătate multă. Deci, o zi frumoasă!